Bine v-am regăsit la o nouă ediție Joia Tineretului. Ce faci, Carla? Bine, Lorena, mă bucur că m-ai întrebat. Tocmai ce mi-am terminat de savurat cafeaua, pentru că la noapte mă așteaptă un proiect lung și complex. Tu ce faci? Bine, uite ce să fac. M-a inspirat săptămâna trecută, să știi, pentru că tot mi-ai pus întrebări despre vlogging. M-am decis pentru săptămâna aceasta, pentru ediția de săptămâna aceasta, dar și pentru canalul meu de YouTube, să fac un daily vlog și să vă arăt în ce constă și cum filmez eu de acasă un videoclip cu o zi din viața mea. Să înțeleg că astăzi ai pus în aplicare ceea ce te-am întrebat eu săptămâna trecută. Exact, și m-am bucurat tare mult că mi-ai readus așa aminte de ce făceam înainte și de faptul că o fac cu mare plăcere. Haideți să urmărim materialul. Mă bucur tare mult să ne revedem cu o nouă rubrică de vlog pe TV, pentru că știți că este subiectul meu preferat și pentru că așa mi-am început să zic cariera, am vrut să vă arăt și vouă cum fac eu un vlog. Astăzi o să vorbim despre daily vlog, și anume, în momentul în care mă trezesc, îmi iau camera și încep să filmez exact ce o să fac eu în ziua respectivă. Uneori poate să fie plănuit, pentru că contează foarte mult și programul pe care l-am și dacă m-am gândit înainte să filmez ceva, cum ar fi o rețetă sau puțin dintr-un machiaj sau chiar nu știu cum mă duc la facultate sau depinde de ce programări am în ziua respectivă. Dar alte ori poate să fie spontan și anume să nu știu ce o să se întâmple în ziua respectivă. Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare mult să ne revedem și sinceră să fiu, m-au motivat mesajele voastre de pe Instagram, pentru că sunt persoane care mi-au scris în continuare pe Instagram și mi-au spus cât de mult le lipsesc vlogurile mele și, sincer, și mie îmi lipsește la fel de mult să filmez și să postez, așa că m-am decis astăzi să facem un vlog împreună și pentru că mie știți că îmi place foarte mult să gătesc, astăzi o să facem o rețetă pe care eu am făcut-o acum ceva timp și pentru că mi-a plăcut vreau să o împărtășesc cu voi. În momentul în care m-am decis să fac daily vloguri pe canalul meu de YouTube, pentru că nici nu aveam foarte multă experiență, mi-am achiziționat o cameră care este destul de mare și cu care filmez chiar acum și stă pe stativ, dar ulterior mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc. De ce? Pentru că atunci când filmam, imaginea era destul de mișcată și mi-am dat seama că calitatea videoclipului nu era chiar atât de ok. Deși filma HD, camera aceasta, să zic, este mai potrivită atunci când ai un trepied sau un stabilizator. Pentru că nu am vrut să mă complic foarte tare și pentru că nu pot spune că sunt chiar o expertă când vine vorba de materialele acestea și de ustensilele pentru filmat, m-am decis să-mi ușurez treaba și să-mi cumpăr o cameră care este foarte mică, după cum puteți vedea, este de buzunar, are chiar și un suport și în momentul în care o folosesc are deja stabilizator. Este o cameră care filmează 4K, are sonor, are sonorul foarte bun și atunci când filmez, indiferent că fac mișcări mai bruște, aceasta îmi stabilizează și chiar îmi urmărește și fața. Este o cameră perfectă pentru așa ceva, mai ales că are și un ecran aici, mă pot vedea și pot vedea ce filmez sau mă pot vedea când filmez frontal. Ce faci, Lorena? Uite, fac declarațiile, o fac și pe a ta, să știi. Super, mulțumesc frumos. Trebuie să fim în perfectă legalitate, nu? Da, pentru că acum mergem, uite, la magazin să cumpărăm ingredientele pentru cantuccini, rețeta pe care o să o facem astăzi și mergem pe jos. Perfect, de-abia aștept. Știu că ție îți place să conduci și mie îmi place să conduc, dar în perioada asta vreau să facem cât mai multe mișcare pentru că am stat destul în casă și măcar jumătate de oră așa până la magazin și înapoi să ne deplasăm și noi. Tu ce zici? Eu zic să trecem la treabă. Ne-am pus și masca și am pornit, bineînțeles că avem declarație, am pornit la drum și acum merg să mai cumpăr ce mai trebuie pentru rețetă și vreau să vă zic că sunt la munte, am decis să
împreună cu familia să ne izolăm aici, pentru că în perioada asta contează foarte mult să ai un loc în care să ieși, o curte, să fie aer curat, și pentru că am avut oportunitatea asta, suntem aici și mă simt mult mai bine față de cum mă simțeam acasă, închisă într-un apartament. Deși aveam și balconul, care este o minunăție și acela în momentul în care n-ai cum să ieși în permanență afară, mă bucur tare mult că aici am aria mai deschisă, ca să zic așa. Și mă simt mult mai bine psihic, în primul rând, pentru că era chiar trist să stai într-un oraș aglomerat și în care ți era frică de perioada asta, știți cum e. O să vorbim puțin și despre lumini atunci când vine vorba de un daily vlog. Și am să vă spun că dacă vreți să faceți un daily vlog, nu aveți nevoie de lumini artificiale. Cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că eu atunci când fac un daily vlog vreau să surprind momentele din viața mea așa cum sunt ele. Adică, nu o să stau să pun un ring light sau... o să vorbim mai în detaliu, nu chiar acum, în altă ediție, despre ring light și despre lumini, dar nu stau să pun un ring light și apoi să filmez ceva, pentru că încerc să surprind momentele de atunci. Și asta o să vedeți că se întâmplă și acum. Nu folosesc lumina artificială, încerc totuși să folosesc lumina de afară, lumina naturală, să am o lumină ok, să mă văd în cadru, dar sunt unele momente când se întunecă afară sau când nu am o lumină atât de bună. Și atunci încerc totuși să las așa materialul crud, pentru că este cel mai frumos și surprinde momentul potrivit și natural, ca să spun așa. Suntem în bucătărie, după cum puteți vedea, și am pregătit deja toate ingredientele, le-am cântărit înainte și am pregătit absolut tot. Ca să vă arăt și să mergem la sigur, este o rețetă foarte, foarte ușoară și merge foarte bine, mai ales la cafea dimineața sau la un ceai, de ce nu, sau pur și simplu ca un snack, dacă vă plac migdalele mai ales. Și acum să vă arăt ingredientele de care avem nevoie. Am aici 200 de grame de migdale, 3 ouă, am aici lichior de migdale, puteți să folosiți și esență de migdale, dar puteți să puneți puțin mai controlat esența, pentru că este mai puternică. Eu am aici 2 linguri de lichior, aici am 70 de ml de lapte, aici am pudră de copt și sare, sunt amestecate, un praf de sare, 70 de grame de unt, 200 de grame de zahăr și 500 de grame de făină. Așa cum v-am zis, este foarte ușor, nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, le puteți găsi foarte rapid. Și acum să începem treaba. Eu o să-mi folosesc mâinile, pentru că mi-e mult mai ușor așa, am încercat și cu spatulă, credeți-mă, e mult mai ușor să vă folosiți mâinile, bineînțeles după ce le-am spălat. Pentru că, așa cum v-am zis, vă arătăm ce se întâmplă în spatele camerelor. Am camera aici, de care vă spuneam mai devreme și care filmez daily vlogurile, și pentru că nu pot să fac de una singură, îl am pe iubitul meu care mă ajută și cameramanul, dar fără el nu se putea face acest videoclip. Și acum o să începem să filmăm rețeta propriu-zisă. Am aici făina, o să adaug ingredientele uscate, și anume zahărul peste, pudra de copt împreună cu sarea și o să le amestec. V-am zis, o să folosesc mâinile pentru că mi este cel mai ușor așa. Ok. Acum că am amestecat ingredientele uscate, o să adăugăm 3 ouă, untul, laptele și lichiorul de care vă spuneam. Bine miroase! Și acum amestecăm. Totul o să se incorporeze foarte, foarte bine, pentru că deja în bol nu mai pot amesteca și o să-mi fie mult mai ușor să lucrez pe masă. O să transfer totul pe masă.
puteți vedea, platul este acum foarte pufos și arată bine. Nici n-are cum să nu vă iasă, credeți-mă. Și acum o să îl întind așa puțin. Și o să pun migdalele exact în mijloc. Acum trebuie să incorporăm foarte bine migdalele în blat. Și vedeți că amestec așa bine. Totuși am grijă când iese o migdală să o astup cu aluat cât pot de bine. Dacă vedeți că se lipește, cum am pățit eu aici, mai luați făină și mai puneți pe blat. Astfel nu o să se mai lipească. Și păcați bine migdalele în interior. Cu un cuțit împărțim blatul în 4. Aici, pentru că mi s-a lipit din nou și o să iau fiecare bucată în parte și o să o rulez. La fel am grijă să nu îmi iasă migdalele în exterior. Pentru cuptor și o să o punem timp de 30 de minute la 180 de grade. După ce am scos din cuptor, preparatul arată cam așa și acum, foarte important, este să îl tăiem și să îl tăiem în diagonal. Exact așa. Cu atenție, să încercăm să nu-l crăpăm pe cât posibil, deși este dificil, cum s-a întâmplat mie aici. Și acum tot ce trebuie să facem este să punem bucățile tăiate în tavă. Acum că le-am tăiat și le-am pus în tavă, trebuie să le băgăm din nou la cuptor timp de 20 de minute, tot la 180 de grade. Gata, i-am scos de la cuptor, vă promit că acum nu trebuie să-i mai bag încă o dată, dar au ieșit foarte buni și foarte crocanți, așa cum trebuie de fapt să iasă cantuccini. Și ce să vă urez, poftă bună și sper să încercați rețeta mea. Acum că am terminat de filmat rețeta propriu-zisă, o să filmez niște cadre cu preparatul, astfel încât să se vadă și de aproape. Am gustat și eu acum din cantuccini și vreau să zic că au ieșit demențiale. Trebuie să neapărat să încercați această rețetă. Și nu uitați că dacă le faceți, puteți să-mi trimiteți poze pe Instagram. Chiar vreau să văd cum v-au ieșit și ce părere aveți voi. V-am pupat și ne revedem într-un alt videoclip. Pa, pa! Acum că tot s-a întunecat afară și am terminat de filmat pentru astăzi, m-am pus la laptop pentru a edita ce am filmat și pentru a putea posta videoclipul. De asemenea, o să mă bucur și de un cantuccini. Foarte mult că am văzut această rețetă, cumva mi-a adus aminte de momentele în care aveam timp să gătesc. Știi bine că este unul dintre hobby-urile la care țin eu foarte, foarte mult. S-ar putea să-ți fur rețeta și să o încerc și weekendul acesta, pentru că mi-ai făcut poftă, nu doar mie, cred că și telespectatorilor.
Asta era și scopul, să vă fac poftă tuturor și mă bucur tare mult că o să încerci rețeta. Și poate, cine știe, data viitoare o să vedem o rețetă și din partea ta, pentru că știu că îți place să gătești și mai ales pe contul de Instagram. Eu am văzut multe poze foarte, foarte apetisante, ca să zic așa, cu rețete făcute de tine. Mulțumesc! Dar spune-ne despre interviul pe care urmează să-l vizionăm. Am luat legătura cu George Domocoș și este un tip foarte ocupat, de aceea mă și bucur că am reușit să stau de vorbă cu el. El face parte din Asociația Studenților în Drept, are foarte multe lucruri de spus, este foarte implicat în ceea ce face și haideți să nu vorbim prea multe și să vedem interviul. Astăzi vom vorbi despre activitatea Asociației Studenților în Drept. Despre planurile viitoare și proiectele ce vor urma, ne va vorbi chiar un membru din cadrul acestei asociații, George Domocoș. Bună, George! Bună, eu sunt George, sunt student la Facultatea de Drept a Universității din București, sunt anul întâi și reprezentantul grupei 111 și de asemenea sunt membru în departamentul academic al Asociației Studenților în Drept. Eu știu că tu ești din Oradea, așa că am să te întreb de ce Facultatea de Drept și de ce București? Da, o alegere ușoară și o alegere grea. Pot să spun că dintotdeauna am fost pasionat de universul științelor juridice, poate și din cauza faptului că părinții mei profesează în acest domeniu, iar toți cei care m-au cunoscut de-a lungul timpului, fie colegi sau profesori, pot spune că într-o oarecare măsură am fost făcut pentru asta. Privind cea de-a doua alegere, a fost o dilemă mare pentru mine, alegerea între București și Cluj, dar mereu am căutat care este cea mai bună variantă pentru mine și studiind oportunitățile și de asemenea rezultatele la principalele examene de admitere în profesiile juridice, am considerat că Bucureștiul îmi va oferi șansa mai bună. Ajuns în București, te-ai înscris în cadrul Asociației Studenților în Drept. Poți să vorbești puțin despre această asociație? Care este misiunea voastră de fapt? Sigur, cred că misiunea noastră este cea mai bine ilustrată prin deviza sau motoul nostru Amor Societatis Nostra Lex, adică legea noastră este iubirea pentru societate, pentru comunitate. Principala activitate a asociației se desfășoară pe două planuri, care ambele sunt la fel de apropiate și țin la fel de mult de ele. Pe de o parte, pe reprezentarea studențească, fiind singura asociație de reprezentare în cadrul facultății noastre, prin care suntem ca o portavoce a studenților, noi transmitem doleanțele și dorințele studenților către conducere, de asemenea le apărăm drepturile la nivel de facultate și de universitate, iar pe de cealaltă parte, domeniul voluntariatului, cum îi spunem, domeniul de activități care se concretizează prin diferite proiecte pe care le organizăm pentru studenții facultății noastre. Aș vrea să te întreb acum, pentru că știu că tu ești membru în cadrul departamentului academic, de ce ai ales exact acest departament? Cred că din prima am simțit o oarecare atracție pentru departamentul academic, fiind cel mai apropiat de latura studiilor, legătură cu domeniul studiilor noastre, și eu fiind, cum am zis, pasionat de știința dreptului, mi-a plăcut perspectiva de a organiza aceste proiecte, în speță concursuri de proiecte simulate, workshop-uri și conferințe. De asemenea, analizând punctele mele tari și skill-urile, am considerat că așa pot și să mă dezvolt cel mai mult, să-i ajut pe colegii mei studenți și, nu în ultimul rând, m-a atras comunitatea și spiritul, de fapt, de familie din cadrul departamentului. Poți să vorbești totuși puțin și despre celelalte departamente din cadrul acestei asociații? Bineînțeles, asociația noastră are 7 departamente, deci pe lângă departamentul academic mai avem departamentul activități sociale, care se ocupă în principal de evenimentele sociale pentru studenții noștri, în cea mai mare parte petreceri. Mai avem departamentul fundraising, care este, cum ne place doar să zică, motorul asociației. Ei sunt cei care se ocupă de sponsorizările pentru diferitele proiecte și de încheierea și menținerea parteneriatelor cu diferitele case de avocatură care ne ajută. Și de a se asigură de bunul mers din punct de vedere financiar al asociației. Mai există departamentul marketing și public relations, care este să gestionează mai degrabă imaginea asociației atât în mediul fizic cât și în mediul online. Ei se ocupă de descrierea în cuvinte, dar și grafica proiectelor și se asigură să avem o imagine constantă și mereu prezentă în cadrul studenților. Nu trebuie să uităm de departamentul practică juridică, care se ocupă de această latură a activității studențești, care este materie obligatorie pentru noi, practica juridică. Ei, prin intermediul colaborărilor cu diferite autorități statale și cu case de avocatură, cabinete de avocatură, de avocatură, de notariat, de executor judecătorești, facilitează practica juridică a studenților.
Poarta către asociație este departamentul resurse umane, a căror principal obiect de activitate este recrutarea noilor membri, dar nu de asemenea perfecționarea și formarea continuă a membrilor actuali, și un departament care, pe care eu îl văd ca un fel de minister de externe al asociației, departamentul relații externe, care se ocupă de colaborarea și schimbul de bune practici cu alte asociații studențești din țară, dar chiar și în afara țării, cu viziunea de a organiza proiecte tot mai complexe cu acestea. Ce se întâmplă în această perioadă cu activitatea din cadrul asociației? Veți continua totul în mediul online? Bineînțeles că această situație excepțională ne-a încurcat și nouă activitatea și, din păcate, multe dintre proiectele organizate de noi nu sunt compatibile cu desfășurarea mediului online, dar tot ceea ce putem face în mediul online, și mă refer aici cu precădere la proiectele departamentului academic, depunem toate eforturile și diligențele pentru a face acest lucru să se întâmple și vom organiza în limita disponibilităților și cu ajutorul partenerilor noștri să organizăm conferințe, procese simulate și workshop-uri în mediul online. Că tot veni vorba despre conferințe, am văzut că veți organiza una cu titlul Inside the Criminal Mind. Ce poți să-mi povestești despre această conferință? Da, această conferință este una dragă nouă, este unul dintre cele mai de succes proiecte și la care avem mereu cererea cea mai mare de participare. Este o conferință cu diferiți oameni de specialitate în domeniul criminologiei și al criminalisticii, practic al întregul domeniu al științelor juridice penale. Ediția de anul acesta îl avem invitat pe domnul Dan Constantinescu, care a fost ofițer investigator în cadrul Serviciului Omoruri al Capitalei, are o carieră impresionantă și care va prezenta niște frânturi din experiența lui juridică și profesională, și ca element de inedit, în anul acesta se vor prezenta aceste fapte cutremurătoare, să zic așa, cu impact asupra societății civile și din perspectiva autorilor lor, din perspectiva infractorilor, a căror percepție și a căror reprezentare a realității va fi prezentată pe baza unor studii psihologice care s-au făcut. Cred că veți avea o cerere foarte mare, pentru că sună foarte interesant, și aș fi vrut să te întreb dacă studenții constanțeni ar putea să se înscrie și ei la această conferință. Da, în principiu nu avem criterii de selecție sau limite, având în vedere cine poate participa, acum cu atât mai mult cât deplasarea nu este un impediment, se va ține în mediul online prin intermediul platformei Zoom. Tot ce trebuie să facă, nu este nevoie de o înscriere prealabilă, trebuie doar să urmărească, să dea un interested sau going paginii evenimentului nostru, Inside the Criminal Mind sau ITCM, și eventual un like paginii asociației, și acolo se vor posta toate detaliile, update-urile și link-ul de participare. Pentru că, pe lângă faptul că ești membru în cadrul acestei asociații, ești și student în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, aș vrea să te întreb ce se întâmplă cu practica din această perioadă. Știu că tu ar fi trebuit să faci practica la Consiliul Legislativ din București. Din păcate, toate aceste stagii de practică au fost suspendate și sperăm noi nu anulate, datorită imposibilității obiective de a participa la ele. Deocamdată nu avem un răspuns concret și o soluție certă, dar putem doar spera și avem încrederea că partenerii noștri, de îndată ce se va relua activitatea normală și a facultății, cât și a instituțiilor la care trebuia să facem practică, ne vor permite să păstrăm locurile obținute și să desfășurăm aceste stagii de practică în mod normal. Cum se desfășoară cursurile în cadrul Facultății de Drept? Care sunt platformele pe care voi le utilizați? Am fost plăcut surprins să observ că facultatea s-a mobilizat foarte repede și în mod eficient pentru a muta toată activitatea noastră în mediul online, iar în funcție de metoda preferată de profesori, ținem toate cursurile, cât și seminarele, conform orarului. Principalele platforme folosite fiind platforma Google Classroom, unde se postează cursurile și se poartă discuții de tip forum, iar pentru seminare care trebuie să fie mai interactive și un fel de activitate face-to-face, să zicem, în mediul online, folosim platforma Google Meet. Pentru că ne apropiem de finalul interviului, am să te rog să-mi descrii într-un singur cuvânt toată experiența ta din cadrul asociației. Da, sperând să nu fiu clișeic, cred că pot spune că a fost o experiență extraordinară. Nu pot decât să mă felicit că am luat decizia de a intra în asociație și de a mă implica în universul acesteia cu prima ocazie care s-a ivit, cu sesiunea de recrutări din toamnă, și sunt doar optimist în privința ce voi face pe viitor în cadrul asociației.
George, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru faptul că mi-ai acceptat invitația. Eu te mai aștept și în emisiunile viitoare la noi. Mulțumesc mult pentru invitație și mult succes pe viitor! Mulțumesc la fel! Pa, pa! Pa, pa! Mă bucur tare mult că atât instituțiile de învățământ cât și asociațiile studențești s-au mutat în mediul online, mai ales în perioada aceasta când este necesară o tranziție. Și eu mă bucur foarte mult și am fost fericită să aud de la George că multe proiecte din cadrul acestei asociații au fost cumva transferate în mediul online pentru a-i păstra pe studenți activi, pentru ca aceștia să nu se plictisească de acasă. Nu uitați că noi ne revedem și joia viitoare, tot pe Dobrogea TV la 18:30. Noi așteptăm mesajele voastre în continuare. Dacă aveți noi idei, noi propuneri sau vă doriți să vedeți anumite lucruri în cadrul emisiunilor noastre, nu uitați să ne scrieți. Pa, pa! Pa, pa!